Hei, ce faceți? Sunt Bisica și bine v-am regăsit cu un nou video pe tematica OnlyFans. V-am spus că îmi doresc să fac mai multe videouri pe acest subiect pentru că subiecte sunt destule. Așa că astăzi vreau să vorbim despre cum am știut eu că OnlyFans este pentru mine și sper că acest video să vă ajute foarte tare să vă dați seama dacă merită sau nu să vă faceți cont. În niciun caz nu îmi propun să vă conving să vă faceți cont, mai degrabă vreau să ajut persoanele care sunt în dubii și care mai degrabă ar înclina spre nu. Vreau să vă zic chestiile acestea, cred că sunt 5 sau 6, care au fost în cazul meu, care m-au ajutat să iau această decizie și să mă facă să-mi dau seama că da, chiar este ceva pentru mine și ceva ce vreau să fac. Mi-am notat pe această foaie și mi-am notat multe chestii, trebuie să scriu față-verso. Cum am știut că OnlyFans a fost pentru mine și am, cred că, 4-6 lucruri care m-au ajutat să-mi dau seama că OnlyFans este pentru mine. Așa că să începem cu primul. Prima chestie este că nu vroiam să fiu psiholog, adică nu vroiam să profesez în domeniul facultății pe care urma să o termin și nu aveam o altă carieră în plan. Chestia asta mi se pare foarte importantă. Dacă cumva mi-aș fi dorit să fiu psiholog, în mod evident că nu m-aș fi apucat de OnlyFans. Dacă cumva aveți alte planuri pe care știți că vreți să le faceți one day sau aveți gen o anume carieră pe care vreți să o aveți, fie după ce terminați facultatea, fie la câțiva ani după ce terminați facultatea, mi se pare că OnlyFans-ul nu își are sensul. În cazul meu, am terminat facultatea de psihologie la Universitatea din București și știam din timpul facultății că nu-mi doresc să lucrez în domeniu sau că șansele ar fi foarte mici, chiar și peste foarte mulți ani să lucrez în domeniu, pentru că simțeam că nu este ceva ce m-ar împlini pe mine, pur și simplu nu simțeam că este pentru mine și mi-am dat seama de asta în timpul facultății. Deci, dacă cumva aveți alte planuri de carieră, fie pentru un viitor apropiat sau viitor mai îndepărtat, nu cred că OnlyFans-ul este pentru voi. A doua chestie este faptul că am iubit mereu să fac poze și să mă simt senzuală în ele. Dacă nu-mi plăcea de dinainte să fac poze, să fac videouri sau să editez, să mă uit la poze cu mine, nu m-aș fi apucat de OnlyFans și nu-i văd sensul. Dacă ție nu-ți place să faci efectiv ceea ce înseamnă OnlyFans, uite-ți poze, videouri, editare, evident că înseamnă și mai mult de atât, adică promovare, TikTok-uri, videouri pe YouTube, whatever, poze pe Instagram, dar dacă ție baza nu-ți place și nu ai nicio treabă cu pozele, nu-ți place să pozezi, nu-ți place să-ți editezi pozele, nu ești genul ăsta de persoană, părerea mea este că nu ar trebui să faci OnlyFans. Dacă nu-ți place să faci poze, de ce să-ți faci o carieră din a face poze? Simplu pentru mine. Deci asta a fost situația mea. Eu iubeam să fac poze, avusesem și am mai zis și în alte videouri, și pe subiectul ăsta și așa în general, că pasiunea mea cea mai mare în viață, mai mare decât facultatea și decât tot, la momentul respectiv, era să-mi fac poze și în fiecare zi, deci eu în fiecare zi în care mergeam la facultate, îmi găseam un coleg, o colegă și rugam să-mi facă poze lângă nu știu ce clădire, lângă nu știu ce copac, lângă whatever. Deci pur și simplu îmi plăcea atât de mult să fac poze și să-mi fac o carieră din a-mi face poze made a lot of sense to me. Al treilea lucru este un pic mai controversat și nu știu cum o să sune, dar visul meu din adolescență era să fiu în această industrie. Sounds a little fucked up, mai ales în vremurile astea 2023, dar eu aveam, și am făcut și un video despre asta acum vreo 2 ani, din liceu, efectiv, mă atrăgea foarte tare ideea asta de sex working, de video chat, de Playboy bunnies, de pozat mega sexy sau nude, de făcut filme, corn, mă refer. Pur și simplu eram foarte atrasă de ideea de a face asta și dacă nu aș fi ajuns să fac OnlyFans sau dacă n-aș fi ajuns să fac altceva din această industrie, cred că la un moment dat aș fi fost foarte frustrată și aș fi regretat foarte tare.
Poate că sună foarte ciudat pentru voi, pentru că am spus asta multor persoane din viața reală, și fete și băieți și persoane mai mari ca mine cu mulți, persoane de vârsta mea. Am zis chestia asta multor persoane și li s-a părut atât de ciudat că cineva poate să viseze la ideea de a face video chat sau poze nude sau chestii de astea. Deci că era efectiv gen dorința vieții mele de când eram în liceu și am menținut această dorință și la facultate, mă gândeam la asta, că it's așa un vis la care nici nu îndrăzneam să sper, nu știu cum să zic. Sounds a little crazy, dar asta a fost unul din motivele pentru care m-am apucat de OnlyFans. Și anume, eram foarte atrasă de a profesa în acest domeniu. Nu zic că dacă nu v-ați gândit la asta cu ani de zile, înseamnă că nu este de voi. Dar nu știu, poate că mai sunt și alte persoane în mod sigur care au crescut cu aceste gânduri, care I agree, poate nu sunt atât de normale. Nu știu, it's debatable. Al patrulea motiv pentru care mi-am dat seama că OnlyFans este ceva ce îmi doresc să fac, nu știu pe care să-l zic de fapt să aibă așa mai mult sens, whatever, o să le citesc cum le-am scris aici pe foaie, este că vreau să plec de acasă și să mă întrețin singură, iar situația pandemiei a amplificat foarte tare acel lucru. Îmi doream să plec de acasă, să nu mai stau cu părinții, cu care nu mă înțelegeam deloc bine, dar îmi doream și să trăiesc viața bună pe care mi-au oferit-o ai mei financiar și pe care n-am ce să le reproșez vreodată. Și nu-mi doream să plec de acasă ca după să mănânc pateu cu parizer și chestii de genul ăsta. Îmi doream să plec de acasă, dar să continui viața minim la fel de bună pe care mi-au oferit-o părinții mei financiar. Iar chestia asta, când a venit pandemia, deja m-a terminat. Deci, nu știu câți dintre voi ați stat cu părinții în casă în pandemie, dar eu mi-am pierdut mințile. Am stat 2 luni. N-am ieșit din casă, noi stăteam la, părinții mei aveau casă la curte și în București, mă refer, și mama nu mă lăsa să ies în curte ca să nu iau COVID, dacă trece cineva pe stradă și aerul aduce în curte COVID-ul și întâmplă o chestie de asta. Deci eu am stat în pandemie 2 luni în casă, n-am ieșit nici măcar în curte, cu părinții ei și am crezut că nebunesc și m-am apucat de OnlyFans pentru că simțeam că, nu știu, că viața o să se termine, că vine catastrofa pământului, că it's now or never, că trebuie să-mi îndeplinesc dorințele și să fac ce vreau, indiferent de ce ar crede altcineva și indiferent de cum ar încerca să mă oprească oricine. Deci și chestia asta a contat pentru mine, situația asta, situația pandemiei, faptul că începeam să-mi pierd mințile în casă cu părinții, faptul că nu mai suportam să stau cu părinții, mult de dinainte să vină pandemia, dar pandemia a fost chestia care a umplut paharul. Următoarea chestie care a contribuit, și văd că mai am 2 chestii pe listă, următoarea chestie care a contribuit să îmi dau seama că OnlyFans este ceva pentru mine, este că s-a aliniat așa ca pe linia temporală faptul că eu atunci terminam facultatea. Și mi-am dat seama de chestia asta chiar astăzi de dimineață, în timp ce mă pregăteam să ce o să am de zis pe acest video. Cred că a contat foarte mult chestia asta, că eu eram în semestru 2 din ultimul an de facultate și cumva, chiar dacă știam că voi da la master, simți așa o presiune că ok, urmează să se încheie acest mare capitol din viața ta și teoretic trebuie să ai un plan concret, un drum, o carieră, o idee, trebuie să-ți găsești ceva de făcut. Și da, cred că a influențat foarte mult chestia asta la capitolul să mă apuc de OnlyFans. Personal, nu cred că dacă eram în anul 1 sau 2 de facultate, m-aș fi apucat de OnlyFans. Nu știu, and we will never know, pentru că nu asta a fost situația, dar faptul că urmează să termin facultatea și cumva gen să mai câștig încă o chestie către unde voi ajunge să mă separ de părinți și să-mi câștig autonomia ca adult, cred că a contribuit și chestia asta. Mi-e greu să cred că dacă eram în primul an de facultate m-aș fi apucat de OnlyFans.
Poate și din motivul că în primul an de facultate nu eram încă atât de sigură că nu vreau să profesez în domeniu, dar în anul 3 eram deja foarte sigură că nu vreau să profesez în domeniu. Și ultima chestie, și care mi se pare cea mai importantă, a fost că m-am apucat de OnlyFans din pasiune și am avut motivație. Nu m-am apucat ca să fac o grămadă de bani. Nu aveam idee câți bani voi face sau câți bani fac alte persoane sau cât de greu este sau cât de ușor, pentru că m-am apucat atât de mult încât știam doar două fete care fac OnlyFans și nu la momentul respectiv, la început de 2020, și nu-mi permisesem să le întreb câți bani fac pentru că mă simțeam prost, că nu era o persoană apropiată mie. Deci, eu m-am apucat din pasiune, din plăcere, pentru că îmi făcea, nu că plăcere, nu cred că era nimic pe lumea asta care să-mi facă mai multă plăcere decât să fac poze și videouri și chestii de genul ăsta, content în general. Și în prezent ăsta este adevărul, nu m-aș putea vedea făcând altceva care să-mi producă aceeași plăcere. Mă refer aici as a career wise, nu la chestii de genul să stau cu soțul meu să facem ceva, o activitate plăcută împreună, recreațional. Mă refer ca și carieră, nu cred că aș putea să-mi găsesc ceva care să-mi facă atât de multă plăcere. Probabil că există, pentru că nimeni nu este făcut doar pentru o chestie, dar la momentul respectiv, mai ales la momentul respectiv, nu puteam să văd ceva care să-mi facă mai mare plăcere. Și chestia asta cred că m-a făcut potrivită pentru OnlyFans, ca și pentru YouTube și pentru cariera aceasta de content creator, indiferent ești, unde ești. Dacă te apuci doar pentru bani și cu scopul să faci bani, probabil că nu o să faci, pentru că nu o să ai puterea să continui, să o iei de la capăt, să nu te dai bătut dacă tot ce îți propui tu este să faci bani. Atunci când vei vedea că banii nu vin atât de ușor sau că sunt perioade în care nu vin atât de mult pe cât ți-ai dori, dacă asta este singura chestie care te ține, probabil că vei renunța. Pasiunea, faptul că ești in love cu ceea ce faci, chestiile astea te țin să continui și să nu te lași. Eu acum am deja 3 ani și jumătate de OnlyFans și am avut și perioade mai dificile în acești 3 ani jumate. N-am făcut întotdeauna la fel de mulți bani, veniturile fluctuează, am avut și săptămâni care mi s-au părut foarte proaste, dar am continuat pentru că îmi place. Este, nu știu, my business is my baby, îmi iubesc această afacere, iubesc ceea ce fac și chiar aș fi dispusă să fac asta și pentru bani puțin, pentru că îmi place și, nu știu, it's a part of me. Și chestia asta cred că te face un candidat bun să intri într-o carieră de genul acesta. Cam acesta a fost videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe subscribe și pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez. Vă pup și ne vedem data viitoare!